s-a aflat. De ce a lipsit Augustin Lazăre de la Irina CSM, în plin scandal al protocoalelor SRI? Procurorul general Augustin Lazăre a participat, în perioada 2-4 aprilie, la o conferință internațională în Marrakech, Maroc, care a avut ca temă independența puterii judiciare, între garantarea drepturilor justiciabililor sublinierei respectarea regulilor de funcționare a justiciei. Potrivit unui comunicat al parchetului general, principalele teme abordate în cadrul conferinței au fost evoluția independenței justiciei într-o lume în schimbare, a subliniere teptrile societății de la o justiție independentă, eticizarea sistemului judiciar între abordarea legală sublinierei abordarea deontologic, guvernarea administrației judiciare sublinierei promovarea eficientizării, facilitarea accesului la lege sublinierei justiție sublinierei dreptul de acces la informații. În cadrul panelului cu tema independența procurorului, Augustin Lazăre a susținut o alocuciune intitulat Independența procurorului sublinierei statul de drept, în cuprinsul cerei a prezentat un scurt istoric al Ministerului Public din România, precum sublinierei principalele aspecte care țin de independența procurorului din cara noastră, component statuat pentru prima dată în legea de organizare judiciar din anul 1938, prin care procurorii în altei curți de casație au devenit inamovibili în condiții similare judectorilor. Pe această tradiție, Constituția României din anul 2003, republicat, în capitolul 6, titlul al 3-lea, reglementează statutul procurorilor, consacrând faptul ce acest subliniere a fac parte din autoritatea judectorească, iar nu din cea executivă. Pornind de la aceste considerente, Augustin Lazăre a arătat ce independența specifică autoricii judectore sublinierei, în care sunt inclus sublinierei magistrații procurori, se apre cu profesionalism, demnitate, fermitate, utilizând instrumentele juridice puse la dispoziție de lege. Totodată, Lazăre a avut o întâlnire de lucru cu Mohamed Abdenabaoui, presubliniere-edinte al Ministerului Public sublinierei procuror general al Marocului, în cadrul căreia s-a discutat despre independența justiciei, au fost abordate aspecte privind cooperarea judiciar internațională sublinierei au fost analizate oportunitățile de dezvoltare a cooperării dintre procurorii din cele două țări. De asemenea, Augustin Lazăre a mai avut întrevederi de lucru cu Xen Dimitriou, procurorul general al Greciei, Joana Marques Vidal, procurorul general al Portugaliei, Gianluca Esposito, secretarul executiv al Greco, Victoria Palau, teamlea de Euromed Justice, Stephen Le. Dreyfus, fost presubliniere-edinte al Asociației Internaționale a Avocaților, Patrick Van den Bruwaene, presubliniere-edintele Colegiului Procurorilor Generali din Belgia, precum sublinierei cu alte personalități marcante din mediul juridic internațional. În contextul conferinței, Augustin Lazăre a participat la invitația procurorului general al Marocului, la o cină de lucru la care au fost prezenți procurori generali francofoni.
conferința sublinierei propune crearea unei platforme de studiu al unui ansamblu de probleme juridice de actualitate, realizarea unei compilații de idei, a unui schimb de puncte de vedere, precum sublinierei împrete sublinierei re-expertizei profesionale a participanților, arată sursa citat. La eveniment au prezentat expunerii sublinierei au încheiat acorduri de cooperare judiciar internațional peste 20.000 subliniere triai justiciei sublinierei procurori generali din Uniunea Europeană, America, Asia, Africa. Au mai luat cuvântul expertiue, greco subliniere Euromed, presubliniere din ce ai unor în alte curci de casacie subliniere justicie, profesor de la prestigioase universități de drept. Din delegația Ministerului Public a mai făcut parte Nicoleta Tefanov, procuror de la Serviciul de Cooperare Judiciar Internațional, Relații Internaționale sublinierei programe din cadrul PGJ.